Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În perioada următoare va deveni posibilă vaccinarea anticovid și a copiilor cu vârsta între 5 și 11 ani. În teorie, la sfârșitul lunii vor începe să vină aceste vaccinuri. E vorba despre un vaccin pediatric, deci cu o doză mai mică, produs de Pfizer-BioNTech. Acest vaccin a fost autorizat încă din toamna trecută de Agenția Europeană a Medicamentului. Vaccinarea anticovid a copiilor între 5 și 11 ani se va face în centrele de vaccinare cu sau fără programare în platforma RoVaccinare sau în cabinetele medicilor de familie. Acestea sunt informații tehnice, pe scurt, dar l-am sunat pe medicul pediatru Mihai Craiu pentru câteva explicații privind necesitatea, indicațiile și contraindicațiile acestei vaccinări. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Copiii par să fie mai feriți de simptome grave în cazul infectării cu noul coronavirus. Asta arată, mă rog, datele după 2 ani de pandemie. În aceste condiții mai e nevoie de vaccinare? Da, aș nuanța un pic această afirmație. Până acum, așa credeam, copiii nu reprezintă niciun număr important și nici nu au evoluție severă. Dacă în condițiile în care în ultimele 6 luni au circulat 2 mutații cu infecțiozitate și contagiozitate mult mai mare, respectiv Delta și Omicron, lucrurile s-au schimbat un pic și riscăm să cădem în capcana asta unei false senzații de siguranță că pentru copii nu se întâmplă absolut nimic și de aceea aș ruga ascultătorii noștri să revizuiască un pic această hiperoptimistă percepție, pentru că în urmă cu 2 zile, JAMA, unul dintre cele mai mari jurnale medicale americane, a publicat o investigație pediatrică asupra copiilor diagnosticați la spital, deci la camera de gardă sau la primiri urgențe, faimosul studiu PERN COVID-19, care a investigat copii din 10 țări din lume, inclusiv SUA, deci foarte riguros studiu. Și în acest studiu cu mii de copii urmăriți în următoarea lună de la diagnostic, s-a observat că peste 3% dintre ei au avut o evoluție prelungită și gravă. Iar în contextul în care cel puțin Omicron afectează preponderent pacienții nevaccinați, în Statele Unite, în ultimele săptămâni, vedeți că peste un sfert din pacienții diagnosticați în copii. Asta schimbă un pic datele problemei și cred că părinții trebuie să știe că infecția cu SARS-CoV-2 la copil în actualele condiții nu mai e chiar o super banalitate. Există, se vorbește foarte mult de așa numitul long COVID, de sechele pe termen lung. Există long COVID la copii? Sunt date? Da. Sau? Da. Da, există date despre long COVID, e un termen așa mai degrabă jurnalistic, da. Se cheamă PAX, Post-Acute Coronavirus 19 Disease, și care își dorește să evalueze starea anterioară de sănătate, pentru că manifestele de PAX sunt diferite la un copil anterior sănătos versus un copil mai fragil cu comorbidități sau post-rematul, în fine, care are un status de sănătate particular, și s-a observat că există manifestări descrise la adult clasice cu fatigabilitate, inatenție, minte încetoșată, obiectivată cu performanțe școlare proaste, există într-o proporție semnificativă și la copii. De altfel, în momentul de față se desfășoară un studiu multicentric european în care înrolată și România și care urmărește pe o perioadă de o jumătate de ani acești copii care au fost spitalizați cu COVID, și datele preliminare nu sunt mai foarte încurajatoare. Adică știm că boala acută nu e extrem de gravă, dar nici banală, cum se credea până acum, dar nu știm cât de bună e vindecarea. Vindecarea ține de fiecare copil în parte și pot să vă dau un singur exemplu. Când ne ardem la mână, unii copii, pur și simplu, se vindecă cu o pată un pic mai deschisă la culoare. Alți copii dezvoltă un cheloid, o cicatrice absolut oribilă, care face mâna mai puțin funcțională.
Așa este și cu căile aeriene ale unui copil infectat de COVID, cu sistemului nervos central, cu inima lui. Deci nu e tocmai foarte bine să obținem în mod natural, între ghilimele, imunitate împotriva COVID, în speranța că va fi o boală banală și că ne vom vindeca perfect. În aceste condiții în care reacția este diferită, există totuși contraindicații medicale precise pentru anumiți copii ai căror părinți ar vrea să-i vaccineze anti-COVID? Există o singură contraindicație absolută. Sunt pacienții care au avut istoric de reacție anafilactică la o primă doză de vaccin împotriva SARS-CoV-2, adică nu mai trebuie să o facă pe a doua. Există o serie întreagă de precauții care sunt similare cu cele ale adultului, adică pacienții cu anafilaxie, nu cu un pic de urticarie sau cu intoleranță alimentare, și pacienții care au comorbidități speciale. În acest moment, cred că e mai important să vorbim despre copii care ar trebui, sau părinții acestor copii care ar trebui să gândească la posibilitatea vaccinării. Pentru că trebuie spus că în mod categoric nu va fi vaccinat niciun copil în România fără să existe acordul părinților. Da. Părinții care au copii fragili și care sunt fie excesiv de voinici, obezitatea, mai ales obezitatea extremă, e unul dintre cei mai reputați factori de risc în ceea ce privesc complicațiile COVID, și în fine copii extrem de fragili, care au fost prematuri, care au boli cronice, mai ales cardiace, ar fi bine să nu treacă prin COVID. Ce ne puteți spune despre eventualele reacții adverse ale acestui vaccin pediatric? La ce să se aștepte părinții? Deci se duc la vaccinare și după aceea la ce să fie atenți și cam cât timp? În principiu, datele pe care le avem până acum vin din cele peste 7 milioane de doze administrate copiilor 5-11 ani în Statele Unite. Bine, ele poate să pară așa o picătură în oceanul de peste 9 miliarde și jumătate de doze administrate oamenilor de toate vârstele. Dar 7 milioane de doze reprezintă totuși un număr. Da. S-a observat la copii americani și sistemul de monitorizare în SUA e unul destul de riguros, că în afară de reacțiile locale, care sunt comune cu ale școlarilor mai mari, adică durere de mână, înroșire, întărire, apare ceva reacție febrilă. Cu alte cuvinte, în 90% din cazurile în care apare ceva, pentru că e posibil să nu apară aproape nimic, reacțiile adverse să fie similare cu cele pe care acel copil le-a avut și la vaccinurile anterioare. Părinții știu că la vaccinurile copilăriei, unii dintre copii au făcut febră ceva mai mare, care a ținut o zi jumătate, două, sau au fost mai somnoroși, sau nu au vrut să mănânce. Deci, cum s-au comportat la stimuli antigenice anteriori, cam așa se vor comporta și acum. Profilul de siguranță pare absolut similar cu cel al copiilor de vârstă mai mare, peste 12 ani. Domnule doctor, mai am o întrebare. De unde pot lua informații suplimentare părinții care vor să-și vaccineze copiii? În acest moment există surse oficiale, inclusiv românești. Pe portalul Ministerului Sănătății există un document elaborat de doi specialiști reputați țara noastră și care își dorește să răspundă unor întrebări. E o succesiune de 18 întrebări care au fost frecvent puse de părinți. Deci, în primul rând, acolo aș trimite către portalul Ministerului Sănătății, de altfel a fost preluat de numeroase agenții de știri în România. Și al doilea loc unde se pot uita este, evident, în limba engleză, e autorizarea condiționată de punere în uz pediatric dată de FDA și implementată de Center for Disease Control. Deci, astea ar fi sursele. Cred că, în acest moment, cele mai credibile datele americane, pentru că, vă spuneam, sunt extrem de mulți copii mici vaccinați. Ei, în toate statele Statelor Unite, reprezintă cam un sfert din copii eligibili. Au fost vaccinați până acum. Deci, e mare cifra. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct la Deșteptarea medicul pediatru Mihai Craiu cu explicații despre vaccinarea anticovid a copiilor între 5 și 11 ani, care ar putea începe la sfârșitul acestei luni și în România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.